implementat în Ember, pentru că în asta lucrez eu. Lucrez de vreo 6-7 ani în domeniu la nivel profesionist și de vreo 3 ani și ceva, cred, lucrez pe același proiect la Smartville România. E un proiect în Ember, implementat complet și de atunci a fost pornit în Ember, am lucrat în el de la bun început și am avut ocazia să vedem câteva probleme care au apărut din modul în care vreau noi să tratăm asincronicitatea și concurrency-ul. În general, ori în UX, ori în business logic, oriunde. Și de ce am decis să vorbesc despre chestia asta? A fost o discuție acum 3 meet-up-uri, cred. Nu? Despre? A fost o prezentare despre The Future of JavaScript, parcă, și s-a discutat puțin despre concurrency și întreba lumea ce e mai bine să folosești promise-uri, observables sau whatever else. Și sunt mai multe soluții de a trata asincronicitatea, dar în principiu, de obicei, trebuie să folosim ce tool e cel mai potrivit pentru problema pe care încercăm să o rezolvăm. Și în cadrul proiectului nostru am lucrat foarte mult cu promises în general. În Ember nu există, cel puțin nu la nivel foarte larg, utilizarea de observables și de reactive programming. Chestia asta e mult mai specifică în Angular. Și am început tot mai mult să folosim coroutine în ultima vreme în forma unei librării care se numește Ember Concurrency. Și o să vorbim puțin și despre chestia aia. Corutine sunt implementate și în Kotlin. Și aia am înțeles că e destul de mișto pentru The Future of JavaScript. Ce am folosit ca să continuez prezentarea asta? Astea? În principiu, Ember e baza, framework-ul în care am scris tot codul. Ember CLI e un framework prin care poți să rulezi Ember prin Node.js. Și îți face setup-ul, arhitectură și whatever. Ember Concurrency pentru corutine, RxJS pentru observables și streams, Tailwind pentru styling. Dacă nu știți de Tailwind, vă recomand să-l încercați, e foarte mișto. E o librărie care vă permite să nu mai scrieți CSS, basically. Vă pune la dispoziție multe utilitare prin care puteți să stilați elementele direct în HTML. Și merg pe premiza că va trebui să vă construiți componente în cadrul framework-ului în care lucrați, astfel încât să nu scrieți, în general, clasele alea utilitare de mână de fiecare dată când faceți un element, ci să le extrageți într-o componentă și refolosiți componenta respectivă. Și în felul ăsta, dacă o construiți de la început o bază, nu vreau să mai vedeți CSS și clase, în general. Web elements sau CSS? Cum? Ai spus că poți să folosești componenta aia, ca un fel de web element sau? Ceva de genul, dar ei merg pe ideea că folosești un framework, gen React sau Ember sau Angular. Și în componentele, în Ember se numesc componente, nu știu sigur, în celelalte. În template-urile acelor view-uri sau componente sau whatever, folosești alea și apoi refolosești alea ca și building blocks. Și, practic, componentele alea vor abstractiza numele alea de clase pe care noi le construim. Spre exemplu, nu știu, faci whatever, buton sau input element sau ceva de genul. Bine, astea oricum le construiam ca și componente. Dar să zicem că ai o zonă mai mare, gen secțiune de pagină. Aia, în loc să o scrii în HTML direct, îți faci o componentă pentru secțiunea de pagină care folosește toate clasele utilitare. Ca și editor am folosit VS Code și tot codul pe care o să-l vedeți screenshot-uit e direct din VS Code cu Polacode. Vă recomand, e foarte mișto extensia aia. Și vă scoate codul foarte frumos formatat și nu trebuie să faceți nimic. O să vă prezint așa foarte pe scurt Ember-ul. Nu trebuie să știți foarte multe despre el ca să înțelegeți despre ce o să vorbesc legat de asincronicitate și concurrency. Ember merge pe ideea că avem router-ul care rutează toate request-urile către niște rute. Rutele se ocupă de instanțierea modelului, de preluarea lui de pe API, crearea lui, orice e nevoie, ruta creează modelul. Pasează acel model unui controller. În Ember nu prea se folosesc controlere în general, se și consideră deprecarea lor. Dar într-un final din controller ajunge în template.
Iar din template se trimit informațiile, de cele mai multe ori modelul în sine, către componente. Componentele sunt efectiv view-urile. O componentă este compusă dintr-un fișier JavaScript și un fișier Handlebars. Handlebars este limbajul de templating care se folosește în Ember. Și, practic, componenta aia se ocupă de tot business logic-ul și toate elementele necesare pentru a randa efectiv view-ul. Scuze, deci, practic, se mută din controller logic, se mută în componentă direct? Cam așa. Noi așa chiar folosim. Adică noi, în proiectul nostru, nu avem deloc controller. Avem întotdeauna template-ul, pur și simplu instanțiază o componentă părinte și componenta aia părinte, sau mai multe, și componenta aia sau componentele respective se poartă ca niște controlere. Okay. Și în funcție de ce avem nevoie, de cât de complexă e pagina, putem să spargem chestia asta în mai multe nivele, în funcție de cum structurăm pagina respectivă. Am formatat prezentarea asta ca un fel de issue pe care îl avem de rezolvat. Trebuie să implementăm o chestie, un formular. Trebuie să implementăm un formular care salvează o carte. E basic. Nu am tratat foarte multe lucruri, nu am tratat erori, nu am tratat nimic foarte complex. Salvăm pur și simplu o carte cu autor, numele cărții, librăria și anul care a fost publicată. Și avem trei lucruri principale, pe care trei pași prin care trebuie să trecem. Primul este salvarea simplă de model. Al doilea, să facem și salvare în ciornă, în real-time, de fiecare dată când userul modifică ceva în câmpuri, să salvăm modelul în ciornă. Și al treilea, trebuie să îmbunătățim puțin user experience-ul, o să vă arăt imediat ce înseamnă chestia asta. Și vreau să vă arăt puțin cam care o să fie rezultatul. Am zis să vă arăt întâi ce o să avem la final, și după aia intrăm efectiv în implementare. Ba da! Suntem live pe Facebook. Cred că e bun pe netul ăla la live. Stai că mă mut la mine atunci. E tot ce am. Vrei să te spac eu dacă am. Și eu pot. Mai în față, că o să am pot și mai bine vezi. Oricum, momentan, avem probleme tehnice. Să încarcă ceva. Când a fost Ioana atunci și-o prezenta, nu s-a încărcat nimic. L-ai văzut că mergea mai devreme. Că l-am pus să ruleze. Hai că încerc la altul.
pe la mine, dacă nu. Sau nu vreau la niciunul. Cum? Spune că este la mine, dacă nu. Hai să văd. Tot la Ștefan se conectează, stai prin interesul. Am pus stăpânirea pe laptopul tău, gata. Problema este că în continuare nu scăpăm de callback-uri, doar le mutăm puțin.
Și eu simt că wait rezolvă și chestia asta, în sensul că ne lasă să rulăm codul ca și cum ar rula cu linie cu linie, fără să mai avem callback-uri sau alte lucruri, deși acolo se întâmplă ceva asincron când facem un wait. Și o să vorbesc puțin despre template. În Ember, template-urile sunt cam asta e sintaxa de handlebars. Arată ca HTML-ul, nu e foarte complicat, adică input este o componentă de Ember și se marchează prin sintaxa asta cu double curly. Și astea sunt proprietățile pe care le trimitem componentei input. Practic, asta e template-ul pentru form field-ul nostru. Aici se pune label-ul și aici se construiește input-ul. În Ember există o filozofie de data down și actions up. Și asta ce înseamnă? Că deși am putea să construim un input cu double binding, adică atunci când scrie userul ceva în input, să ne se și modifice valoarea în mod variabil, în mod automat, nu e chiar bine să faci asta, pentru că dacă vrei să interceptezi modificarea aia, nu o să poți în felul ăsta. Devine mult mai complicat. Și atunci, în Ember, trimiți valoarea în jos, adică îi zici inputului că asta e valoarea ta, dar e read-only, el nu poate să modifice, nu mai e double bound aici, e one way. Și apoi, pe event de input, în inputul respectiv, dacă avem o acțiune trimisă de undeva de sus, apelăm acțiunea respectivă cu valoarea pe care a scris-o userul, iar dacă nu avem, atunci modificăm, e un shorthand aici, că transformăm, practic, acțiunea asta într-o modificare de proprietatea value. Și am putea, într-adevăr, dacă noi folosim componenta asta și nu specificăm acțiunea aia, o să se comporte ca un double bound variable. Dar, în principal, nu e bine să facem asta. Și apoi sunt clase, ID, type, whatever, astea sunt super basic. Require, ca să putem să zicem că primele două câmpuri sunt require, folosim validarea de HTML. Și disabled, într-un final, ca să putem să facem câmpul disabled. Asta l-am pus pentru că tot apărea autocomplete de la Chrome, care e oribil, ăla nou, care apare tot timpul. Și arăta nașpa filmuleț. Iar asta este template-ul formularului. Așa folosim formul. Și în prima variantă de implementare, în pasul 1, cu o salvare simplă, vedeți că trimite aici value, dar nu avem niciun action. Ceea ce înseamnă că value, în cazul ăsta, e double bound. Pentru prima implementare. Și astea celelalte form field-uri le-am scurtat că n-avea rost. Sunt exact la fel, doar că se schimbă label-ul și placeholder-ul. Și într-un final, form button-ul, vedem că tot așa trimitem că e disabled și trimitem că se încarcă. Și astea două sunt amândouă legate de proprietatea isSaving de pe componenta respectivă, pe care o să o setăm imediat, o să vedeți cum se vedea. Da, și asta e efectiv componenta de formular. Inject e o modalitate de a specifica dependențe pentru componenta noastră. Flash messages e pur și simplu o entitate care ne permite să afișăm mesaje. Și e mesajul de la final de salvare, deci aia nu contează foarte mult. Zicem că isSaving e false la început și apoi avem o acțiune de onSave. Asta se pune efectiv pe formular. Era mai devreme. E sus acolo, pe form, ID, whatever, și avem acțiunea de onSave, care se execută când se face submit la form. Iar butonul de form de mai jos e pe tip de submit, așa că o să fac automat submit la formul. Da, și avem promise-ul. Facem save pe model, setăm înainte că s-a început salvarea. Dacă ăsta s-a terminat cu succes și nu ne dă eroare, atunci o să ajungem să afișăm și mesajul de cartea a fost salvată cu succes. Și într-un final, punem asta în finally, pentru că vrem și când avem eroare și când nu avem eroare, dar am terminat de rulat codul ăsta, să zicem că isSaving-ul e false, adică s-a terminat salvarea. Deci tot formularul e implementat cu chestia asta. Problema aici e că nu ai foarte mult control asupra promise-ului respectiv. Adică o să se creeze promise-ul, funcția în sine ascultă pe el, dar dacă vrei de undeva din afară să preiei informații despre state-ul componentei, e destul de greu. Pentru că rezultatul lui onSave, adică promise-ul creat de funcția asta asincronă, o să ajungă pur și simplu în action-ul din template, adică undeva de unde noi nu mai putem să-l mai scoatem.
Și asta e destul de rău atunci când începi să ai componente mai complexe și când vrei să aștepți pe promisul ăsta de aici. Și pe lângă asta e destul de rău când vrei să scrii teste. Că nu ai cum să mai scoți de acolo promisul. Nu ai de unde să știi exact când s-a terminat. Că atunci trebuie să faci wait-uri, trebuie să faci whatever else, care s-ar putea să nu meargă chiar cum te aștepți tot timpul, s-ar putea chiar și să treacă testele fără să fie cu adevărat corecte. Partea a doua, aici o să implementăm draft saving. Modificăm puțin form field-ul și facem ce am zis mai devreme, cu data down, actions up. Data down, trimitem value, în interiorul form field-ului se face read-only. Și actions up, îi dăm o acțiune, ce să se întâmple când se schimbă ceva. Și în cazul ăsta, la fiecare form field, dăm aceeași acțiune de on change și specificăm ce cheie s-a schimbat de pe model. Și practic, de fiecare dată când userul scrie ceva, o să se apeleze acțiunea aia, e ca un event listener, cu valoarea nouă a field-ului și cu cheia care s-a modificat. Și o să vedem imediat ce facem cu el. Ai acces și la previous value? Cum? Ai acces și la previous value? Nu doar ai putea să ai dacă le salvezi în componentă. Pentru că la dându-ți tot timpul, tu poți să-ți faci și o listă de valori. Și ai putea inclusiv să implementezi undo sau... Aia e faza mișto la data down, actions up, că în momentul în care tu primești action-ul ăla în sus, deja e responsabilitatea componentei părinte să seteze valoarea pe model. Nu mai face formularul chestia asta în mod automat. Adică nu mai e o chestie băgată acolo undeva ascunsă, asupra căreia nu ai control. Și asta e mișto, că poți să faci inclusiv validare în mod live pe valoarea respectivă. Poți să respingi setarea valorii, poți să faci ce ai tu, să ții minte valorile, poți să faci undo, poți să faci multe lucruri. Și asta, așa s-a transformat puțin formularul. Am adăugat o notificare că model, că cartea e ciornă. Și apoi am adăugat aici loader-ul. În timp ce se salvează ca și draft, afișăm un loader, un buton. By the way, Tailwind, cam așa e. Ălea-s clasele de utilitare și practic poți să faci cam ce ai tu chiar. Aia probabil că era bine să scot într-o componentă, dar nu avea rost pentru. Deci practic ați eliminat bootstrap-ul. Cum? Practic ați eliminat bootstrap-ul folosindu-vă de chestiile astea. Mai mult sau mai puțin. În sensul că nu îți pune la dispoziție tool-uri cum ar fi modale. Adică e doar o librărie de clase utilitare de CSS, dar nu mai mult de atât. Adică deci un fel de load dash în variantă CSS. Ceva de genul ăsta, da. Adică poți să-l consideri. Da. Asta am adăugat în componenta aia, părinte. Practic, am adăugat o metodă nouă de salvare model ca ciornă. Și asta este acțiunea noastră de onChange. Primim cheia care se schimbă și valoarea ei nouă. Setăm pe model cheia. Practic, acum am setarea valorii s-a mutat în componenta părinte, nu mai stă în formular. Și apoi zicem că vrem să salvăm modelul ca și draft. Și începem salvarea, marcăm faptul că se salvează ca draft ca să apară loader-ul în butonul nostru și mergem mai departe. Setăm, îi zicem modelului că e draft, salvăm modelul și într-un final marcăm salvarea ca draft că s-a terminat. Și cam asta e basically tot, dar mai trebuie să avem grijă ca pe salvare să setăm is draft înapoi pe fals. Adică atunci când userul dă click pe buton, trebuie să notificăm, să-i zicem modelului, vezi că tu nu mai ești ciornă. Și asta facem acolo, imediat după try, înainte de save, marcăm modelul că nu mai e draft. Ok, și ajungem la partea a treia, când vrem să rafinăm puțin chestia asta. Vrem să introducem debounce și vrem să ne asigurăm că salvarea de pe model așteaptă după ultimul promise de salvare ca draft. N-am mai... Da. Nu, întrebare, dar se poate. Poate pic picky, dar la model, dacă făceai mai bine tell don't ask, mai bine făceai două metode save as draft, ca metoda modelului și save-ul normal și atunci el în spate. Adică nu trebuia să știi componenta de proprietate aia. Da, poți să faci așa. Eu am vrut aici să fac asta mai mult ca să exemplific că se fac toate seturile alea. Dar da, poți să faci și probabil că ar fi mai bine să nu-ți responsabilitate în model.
La partea a treia n-am mai modificat template-ul deloc. Adică aici efectiv n-a fost nevoie și template-urile vor fi aceleași și pentru celelalte implementări, pentru coroutine și pentru observables. Și practic ce am adăugat aici este că pe onChange în loc de save model as draft am schimbat în save model as draft debounce, iar ăsta așteaptă pentru ultimul draft save. Să zicem că am făcut o modificare. Așteptăm 500 de milisecunde. Și apoi începem salvarea draft. În momentul ăsta, dacă userul nostru, noi la salvarea draft am zis că nu facem disable formularul. Asta se întâmplă doar la salvarea finală, pentru că altfel l-a încurcat pe user. Din când în când o să-i se facă disable formularul și asta o să fie nașpa ca user experience. Și atunci nu facem disable formularul, ceea ce înseamnă că în timp ce rulează requestul nostru de save și nu s-a terminat, userul poate să meargă să mai modifice ceva. Să mai intre modificare. Și dacă noi n-am tratat cazul ăsta, am intrat înapoi aici și s-ar putea să începem la un moment dat să avem requesturi în funcție de cât de repede rulează sau cât de încet rulează requesturile, s-ar putea să începem să avem requesturi de save as draft care rulează în paralel. Ceea ce iarăși nu e ok, că nu să putem să controlăm foarte bine flow-ul ăsta. Și atunci, mai degrabă, când vine o modificare, întâi așteptăm pe ultimul save as draft care s-a făcut. Și asta facem cu linia de aici. Așteptăm să termine ultimul save as draft. Și așa ne asigurăm că întotdeauna debounce o să pornească după. Într-adevăr, o să aștepte și apoi o să mai pornească încă un save as draft. Ceea ce e ok, că userul nu o să perceapă chestia asta. O să dureze puțin mai mult salvarea finală, dar el în interfață o să vadă că se face disable buton, începe load-ul, e tot ok. Și așa arată save as draft. Se setează, iarăși, se întâmplă ce se întâmpla și înainte, doar că acum ținem minte promisiunea de save as draft. Asta ca să putem să așteptăm pe ea în alte zone. Și la final se setează pe null. Iar wait for draft save e fix asta. Nu vrem ca wait-urile astea să ne arunce erori, așa că facem un catch pe promise acolo. Și asta e ok pentru că promisiunea asta, dacă dă o eroare, o să fie prinsă aici, mai degrabă. Asta ne interesează. Din celelalte locuri unde așteptăm pe promisul respectiv, nu vrem neapărat să primim erori. Și ăla e wait for draft save. Și într-un final, save-ul mare, save-ul final, așteaptă și el pe ultimul draft save. Și cam așa s-a implementat, practic, partea finală cu formularul în forma lui bună. O să mai încerc acum să mai rulez o dată, să vedem dacă merge. E bine. Deci cam așa arată formularul în ultima lui formă. Acolo am făcut niște pauze de scriere și în timpul ăla s-a terminat debounce și a început salvarea. Dar, practic, ați văzut că sunt mult mai puține... Sunt mult mai puține request-uri, față de cum erau în varianta 2. Aici se vede că primele două request-uri sunt cu isDraft pe true și într-un final isDraft pe false. Și a fost și disabled tot formularul, deci s-a comportat totul foarte ok. Adică userul, chiar dacă se juca cu formularul, finalul era ok. Adică se salva cum trebuie ca draft și într-un final se salva ca model full. Și ajungem la partea de coroutine. Coroutinele arată ceva de genul ăsta. E un concept deloc nou. Există coroutine în multe limbaje de mult. Spre exemplu, în Python avem yielding-ul, care e efectiv o coroutină. Adică, din firul main al programului, intrăm într-o funcție din care și în funcție, efectiv, suspendăm rularea și ne întoarcem în programul principal. Și eventual îi dăm o valoare sau îi dăm whatever. El apoi mai execută ceva și ne dă înapoi o valoare în funcție și reluăm execuția de acolo de unde eram. Și tot așa, adică puteți să faceți chestii de genul ăsta.
În JavaScript sunt funcțiile generator, care fac treaba asta, tot cu keyword-ul el. Și se găsesc efectiv în multe alte limbaje. Adică o să vedeți că chestia asta există destul de mult. În Embers sunt implementate cu o librărie care se numește Ember Concurrency, prin care creăm ceea ce ei numesc task-uri. Task-urile alea sunt de fapt niște rapere peste funcții generator, nimic mai mult. Și cam așa arată, practic, astea sunt niște task-uri care pot rula în paralel și aici le-am pornit. Efectiv, am pornit mai multe și ele rulează. Atunci când le-am pornit, rulează în paralel, poți să le controlezi, își termină treaba și atâta. Aici sunt task-uri care sunt restartable, adică nu poate să ruleze decât un task odată. Și se vede că am pornit, am mai pornit una, asta a fost cancel, am mai pornit una, asta a fost asta cancel, am mai pornit una și pe asta am lăsat-o să termine. Și apoi tot așa. Și practic, în cazul ăsta, Ember Concurrency, dacă tu specifici că vrei ca task-ul tău să funcționeze în felul ăla ca și Concurrency, o să oprească task-urile anterioare. De câte ori pornești un nou, o să le oprească pe cele anterioare. Există mai multe modifiere de genul ăsta. Spre exemplu, poți să îi zici, să, dacă ai unul care rulează, să ții minte că s-au cerut rulări noi și să-ți ruleze unul singur, dar după ce termină cel care rulează acum. Asta se numește Keep Latest. Și mai există Drop, spre exemplu, care ți-ar lăsa să ruleze unul și toate celelalte care pornesc în paralel sunt cancel, sunt discarded. În felul ăsta puteți să controlați concurrency-ul unor task-uri asincrone foarte bine. Și ce-i mișto e că puteți să extrageți și state din chestia asta. Adică puteți să vedeți dacă rulează un task, câte task-uri rulează, care e ultimul care rulează, adică avem acces la promise. Ce ziceam mai devreme că promise-ul ăla din metoda de state s-ar pierde complet și nu am avea acces la el foarte ușor. În schimb, aici avem acces direct prin instanțele de task. Implementarea pasului 1 e așa, cu Ember Concurrency. Practic, am definit task-ul ăsta, care face el pe salvarea modelului și, practic, aici se oprește execuția funcției până când se termină salvarea și, într-un final, arată mesajul. Și i-am pus modifier de drop. Adică, dacă vin alte save-uri în timp ce ăla rulează, ălea vor fi discarded, nu o să ruleze. E-saving-ul e foarte ușor de implementat acum, nu mai trebuie să-l setăm noi manual. Îl scoatem direct de pe save task. Avem derived state, așa se numește chestia asta, că task-ul ăla rulează. Asta înseamnă că se salvează modelul, deci suntem în pasul de save. Și prin e-saving, practic, facem formularul disable. Iar într-un final, on-save-ul pur și simplu face perform pe task. Salvarea de draft. Aici nici măcar nu am fost nevoie să mai pun două screenshot-uri. E mult mai concis tot codul. Practic, is saving as draft. Verifică dacă save task de draft save rulează sau nu. Is draft e de pe direct de pe model. On change-ul a rămas oarecum la fel. Se setează valoarea și facem perform pe task-ul de draft save. Și task-ul de draft save setează flag-ul și face iarăși el la salvarea modelului. Iar task-ul de save full setează is draft înapoi pe false și în rest e exact cum era mai devreme. Pe draft save task nu am pus niciun modifier, adică ălea pot să ruleze mai multe paralel. Și asta era parte de implementare de la nivelul 2, unde pot să pornească foarte multe request-uri fără să fie debounce, fără nimic. Așa ajungem la partea a treia. Aici, practic, debounce-ul, asta a fost puțin mai complicat. Din cauza că Ember Concurrency tratează puțin mai complicat cazurile în care vrei să faci debounce la o parte din codul tău și apoi ultima parte să fie, de fapt, cu keep latest ca să putem să așteptăm pe ea și să o păstrăm și să ținem minte că mai vine alte request-uri între timp. Practic, ce se întâmplă aici este că așteptăm să se termine ultimul draft save task, după care așteptăm timp de 500 de milisecunde aici, pentru că ăsta e restartable. Dacă ne vin alte request-uri în timp ce noi suntem aici, se resetează timeout-ul și asta e practic un debounce. Și într-un final facem salvare pe draft. Am pus aici resolve, pentru că Ember Concurrency are un avantaj foarte mare. Promise-urile lui sunt și cancelable. În mod normal, un promise are doar
then, catch și finally. Nu poți să îi dai cancel. Nu poți să zici unui promise să se oprească. La instanțele de task-uri din Ember Concurrency poți să le dai chestia asta, ceea ce înseamnă că dacă implementezi și la request-urile de extra share, spre exemplu, abort, poți să faci un flow full cu promise-uri care sunt și cancelable. Ceea ce e foarte mișto, că practic ai putea aici să pornești mai multe request-uri și celor care vrei să le dai discard, le dai cancel, pur și simplu, și de aici. Iar draft save task face acel lucru, setează draft-ul și apoi el. Iar salvarea full trebuie să aștepte după ambele task-uri, adică întâi așteaptă după task-ul de debounce și după aia se asigură că și task-ul și ultimul task de draft save se termină. Și în rest rulează la fel. La Ember Concurrency e foarte mișto, noi îl folosim foarte mult în proiectul nostru. E mișto că poți să accesezi în mod direct task-urile și instanțele lor și ai acces la promise-urile din spatele lor și practic poți să asculti, spre exemplu, că dacă ai una care poate rula în paralel, poți să le iei pe toate, să asculti pe toate în testul tău și când se termină toate rulările, abia atunci să mai faci tu altceva. Și asta e foarte util pentru că ai mult mai mult control asupra flow-ului de promise-uri și de asincronicitate, practic. Și ajungem la observables. Aici o să vă dau un mic disclaimer. Eu nu am lucrat cu observables și tocmai că am fost curios începând de la discuția aia de la prezentarea de acum 2000 tapuri. Și efectiv am lucrat cu observables numai pentru prezentarea asta și am învățat observables numai pentru prezentarea. E puțin complicat când nu faci chestia asta de foarte mult timp pentru că trebuie să shiftezi efectiv mindset-ul și pentru a putea gândi în stream-uri. Am pus și o mică prezentare. Practic, la reactive programming, transform tot într-un stream și atunci dacă tu ai click-uri, efectiv ai un stream de click-uri pe un buton. Cam asta e ideea de bază în reactive programming. Și poți să ai, bineînțeles, erori de-a lungul stream-ului și ți se poate termina și poate termina stream-ul. Ce e mișto la stream-uri e că poți să aplici diverse filtre și modifiers și metode de transformare pe stream-urile respective. Spre exemplu, ca să faci un debounce, dacă tu aici ai event-uri de click, poți să zici că le faci debounce pe 20 de secunde și e foarte ușor, având stream-ul, e super ușor să faci debounce, pentru că îți vine event-ul, trec 20 de secunde, se rulează aici. Îți vine un event, se începe timer-ul, se resetează aici, după 20 secunde ai încă unul. Și astea două au fost înghițite și au devenit un singur event în al doilea stream. Practic, asta e puterea observable-urilor, că poți să le transform cam cum vrei tu și dacă treci de obstacolul mental că trebuie să gândești în stream-uri și totul devine un stream, după aia poți să lucrezi foarte ușor cu structuri din astea de date, unde ai chestii care se întâmplă în timp. Fie că sunt asincrone, fie că sunt input-uri de user, poate. Îmi cer scuze pentru slide-ul ăsta, asta e cel mai mare de genul ăsta. Practic așa ar fi implementarea în Ember a primei părți din formular cu observables. E puțin ciudat pentru că Ember nu e gândit neapărat să lucreze cu stream-uri și cu observables. Am luat efectiv RxJS, fără niciun fel de altă legătură sau whatever, nu există librării bine întreținute care leagă Ember de RxJS. Și astea sunt hook-uri de Ember când se instanțiază componenta și când se distruge. Inițializăm un subscription și îl distrugem. Astea sunt pur și simplu chestii de maintenance, mai degrabă. Deci nu contează foarte mult. Ce e important e aici. Practic, transformăm eventurile de submit de pe formular într-un stream. Și atunci când userul dă click pe butonul de submit, o să ni se facă un event și când dă click din nou alt event și așa mai departe. Transformăm la fiecare click, pipuim un operator de observable și transformăm click-ul ăla într-un promise de salvare. Deci practic aici începe
aici o să înceapă salvarea și ce face platforma acolo este că o să aștepte până când setezi un promise, nu? Practic, this on save ne dă un promise pe care cu from, care e tot din ArcGIS, îl transformăm într-un observable. Și atunci se începe salvarea și la un moment dat o să se termine. Și aici, pe al doilea stream, pe ăla de save finish stream, o să avem un event aici când se termină salvarea. Și apoi aici. Și apoi ne înregistrăm ca subscriber la stream-ul ăla. Adică vrem să ascultăm, să vedem când primim eventurile astea. Și atunci când le primim, o să rulăm on save finished. Și on save finished trimite mesajul și setează saving pe false. Iar promise-ul de aici de on save setează is saving pe true și salvează modelul. Și practic ce se întâmplă e că aici când o să se execute chestia asta, is saving se pune pe true, aici pe false. Și se afișează mesajul. Practic asta ar fi implementarea. Probabil că merge implementat altfel, mai bine. Cum am zis, că am învățat la RGS numai pentru chestia asta. Și am încercat să și fac să fie cât de cât mai ușor de înțeles, să nu abuzez foarte mult de observables. Partea a doua, cu salvarea ca draft, o să introducă un subscription nou. Practic, chestiile astea sunt un plus față de tot ce am văzut mai devreme pe aceeași componentă. Ce se întâmplă aici? Problema era că nu vroiam neapărat... Vreau în continuare să folosesc concediu. Și atunci nu mă pot lega de un eveniment de submit. Nu există evenimentul de submit. Există evenimentul de input, de pe element, dar nu vreau să mă folosesc de ăla. Pentru că eu vreau să fiu sigur că valoarea mea a fost setată. Și atunci trebuie să mă folosesc totuși de onChange. Și ArcGIS, ca să poți să faci chestia asta, îți oferă subject-uri. Subject-ul se comportă și ca un observable și ca un observer în același timp. Dar ca să fie mai simplu de înțeles, poate fi și un stream din ăsta, dar în același timp pe el poți să simulezi tu evenimente. Practic asta facem aici. Când se salvează, când se face o modificare, setăm valoarea și salvăm modelul ca draft. Salvarea modelului ca draft se duce pe change subject, pe subiectul ăla pe care l-am instanțiat mai devreme și zice next. Treaba asta, efectiv, generează un eveniment pe string. Adică dacă ăsta e stream-ul nostru, aici e un change. Și apoi mai e încă unul și încă unul și tot așa. După care se comportă la fel ca save. Change-urile alea se transformă în salvări de model și când se termină ele, vor ieși evenimente noi pe stream-ul nostru. Adică aici unul, aici încă unul, aici încă unul. Și restul codului e exact la fel ca pentru save-ul normal, doar că se introduce ideea de setup is draft pe false și pe true. Iar partea a treia, aici am pierdut vreo 2-3 ore ca să mă prind cum pot să fac chestia asta. Practic, nu înțelegeam cum pot prin stream-uri să fac partea de așteptat pe request-ul anterior de draft saving. Partea de debounce e foarte simplă. Adică pe change subscription pipe-uim un operator de debounce type și practic asta ne transformă stream-ul ăla de change-uri. Dacă astea sunt în 500 de milisecunde, o să scoată un singur event aici. Asta face linia asta. Și practic, stream-ul pe care noi l-am folosit mai devreme aici, devine ăla, care e cu un singur eveniment. Deci debounce e foarte ușor de înțeles la nivelul ăsta. Păi, efectiv, se transformă toate change-urile alea 3 într-un singur save. Dar e ultimul, nu? Aici, în cazul ăsta, de by default. Cum? Scuze? E ultimul eveniment care... Da, practic, astea sunt înghițite. Adică aici se pornește timerul. Mă rog, aici era mai mult și trebuia să mă duc puțin mai încolo. Deci aici se pornește timerul, aici se pornește din nou timerul și aici se pornește din nou timerul și abia după 500 de milisecunde după ce s-a terminat ăsta, o să apară ăsta. Și cum am făcut partea de așteptat pe salvare? Practic am construit un save signal și am zis că pe
say start stream, adică eventurile astea de change de bounce-uite, pipeline auditul. Auditul ce face? Verifică dacă auditului îi dai un alt observable, un alt stream, el o să zică că poți să mergi mai departe cu rularea abia după ce îți vine un semnal pe streamul respectiv. Și ține minte, dacă ți s-ar porni aici alte eventuri, auditul ține minte chestia asta și la final rulează unul singur. Deci, de fapt, știi ce vrem noi să facem. Dacă avem un draft save care e în parcurs, auditul o să zică nu. Dacă vin save-uri noi în timp ce draft save-ul rulează, auditul o să țină minte chestia asta. Și la final, după ce vine un alt semnal pe stream-ul auditului, o să se ruleze încă un draft save. Și cam asta vrem noi. Iar save signal-ul este efectiv stream-ul de salvări terminate. Și apoi codul e exact cum era înainte. Deci, practic, păzim request-urile de save as draft cu audit respectiv, cu save signal. Și apoi ce am mai făcut este că am salvat draft save finish stream pe componentă ca să putem să folosim chestia asta mai târziu în salvarea full. Adică aici. Pentru că în salvarea full am făcut exact aceeași chestie. Adică în salvarea full am un audit care verifică dacă există vreo salvare de draft în parcurs, atunci aștept pe fac audit cu stream-ul celălalt de save as draft. Și după aia se continuă exact la fel, adică se face un save și rezultă chestia asta de mai devreme. Cam asta e implementarea cu observables pe formularul ăsta. N-am reușit să intru deloc în partea de testare la observables. Știu că e puțin mai complicat să folosesc ceva de genul Marble Test, unde simulezi evenimentele de pe un stream. Mie personal mi se pare foarte puțin complicat, pentru că iarăși nu prea pot să extrag cum trebuie state din streamurile respective. De exemplu, ca să pot să fac toată povestea cu is saving, trebuie în continuare să setez o proprietate. Nu mai pot să pun cum era la coroutine, să zic cât timp rulează coroutina, is saving e true. Și trebuie să am eu grijă să setez manual chestia asta. Există vreo metodă de a face asta în mod automat? Dacă știți să-mi ziceți, nu cred, nu? Nu. Na, cam asta mi se pare mie un drawback la observables. Nu aș fi chiar de acord cu filozofia că everything is a stream. În sensul că cred că ai putea să folosești dacă vrei. Mi se pare că, spre exemplu, pentru salvări de formulare, corutinele sunt foarte bune. Adică poți foarte ușor să controlezi concurența. Nu trebuie să implementezi chestii super complicate. Mă rog, super complicate. Mi s-au părut mie complicate pentru că nu aveam experiență cu ArcGIS. Dar totuși codul era mult mai puțin și mult mai compact. Dar în același timp, observables sunt foarte bune când vrei să tratezi input de user la nivelul de click-uri, introduceri de valori și așa mai departe. Deci, cred că ar putea fi folosite în paralel și probabil chiar o să încerc să fac chestia asta. Sigur au fost cazuri în toată viața proiectului pe care lucrez în care aș fi putut să folosesc stream-uri pentru diverse chestii pe care trebuia să le tratez. Și le-am tratat cu promisuri sau cu corutine, lucru care mi-a fost ceva mai greu. Concluzia ar fi că să folosiți tool-ul cel mai bun pentru ce aveți de făcut, basically. Tot codul e available pe GitHub, îl găsiți acolo. O să-l pun și pe mail. Și funcționează, adică puteți să intrați în el, puteți să rulați efectiv, aveți ritmul și o să vedeți că e foarte ușor de rulat Ember-ul. Trebuie să dați yarn ca să se instaleze totul și după aia yarn run start. That's it. Și o să pornească aplicația. Și mersi. Și dacă aveți întrebări. Și sper că nu v-am plictisit prea mult. În afară de sintaxă, care nu iau să le mai până să o rumeci, o să le iau proiectul, să nu uit. Cine a mai lucrat cu Ember de aici? Da,
afară de tine? În afară de mine. Eu nu mă pun la... Cum am zis, cred că chestiile astea se aplică cam în orice altă framework. La corul tine, știi, promisul e odată s-a început, s-a executat și gata. Observatorul el încă mai merge și poți să ai și control asupra lui, că să zici până ai genul take until. De exemplu, să ai un alt subject care poți să-i dai finish, când ți-ai dat subjectul, s-o gătea și subscripția ta la observable sau nu. Uh-huh. Asta am folosit-o la state management, într-o aplicație Angular. Corutinele se pot folosi tot în stilul ăsta? Da, adică poți să le pornești când vrei tu, cu perform. Bine, așa e la ăsta din Ember, la Ember Concurrency. Nu am foarte multă experiență cu corutine în alte limbaje. Dar la Ember, la task-urile alea, poți să le dai start când vrei tu, poți să le dai cancel direct pe instanțe. Ai acces la ultima care rulează, dar ai acces și la toate instanțele care rulează de pe un anumit task și poți să dai și cancel all. Deja, în principiu, cam poți să faci ce vrei cu ele. Numai că ajungi, dacă ai cazuri puțin mai complexe, la modul cum am avut atunci să fac și restartable, dar și keep latest mai târziu, poți să ajungi să ai ceva. Devine cam greu de înțeles, cumva, știi? Și poți să ajungi în niște cazuri limită, care sunt greu de observat. Am pățit chestia asta, adică când încep să combin mai multe task-uri din alea, poate fi greu de vizualizat ce se întâmplă, de fapt, în spate. Ăla mi se pare drawback-ul la task-uri. Dar, în schimb, dacă ai lucruri încapsulate, la care vrei să manageriezi state-ul de concurrency, task-urile sunt super bune pentru chestia asta. Și dacă nu le combini, să ai foarte multe task-uri combinate, e perfect. Spre exemplu, ce am făcut, cred că sunt două lucruri care folosesc task-uri care mi se pare cele mai complicate din aplicație. Avem un selector care caută valori de pe backend și în același timp, dacă avem un cache în store-ul aplicației, modele care ar putea să care corespund căutării query-ului, vrem să le aducem pe la instant. Și practic acolo se pornesc două task-uri. Unul care caută în cache și apoi unul care caută pe backend cache și sunt combinate. Cum? Cache for strategy, ceva de genul. Ceva de genul, da. Și alea au fost foarte ușor. Inițial au fost făcute promise-uri și era haos și de testat și în unit testing și manual. Și după aia, după ce am trecut pe task-uri, a fost mult mai ușor de înțeles toată treaba. Și e mișto e că task-urile îți dau, de fapt, promise-uri. Adică tu poți să dai rezultatul unui task mai departe în orice altceva, care nu trebuie să știe neapărat de Ember Concurrency. Și, de asemenea, că poți să dai cancel. Adică, pe măsură ce userul scrie, dacă tu ai pornit request-uri, poți să le pornești live. După aia, dacă știi să dai abort la X-Share-ul ăla, nu te mai interesează, poți să nu mai faci de pauză. Da, eu cu Angular, lucrez cu Angular și treaba asta ce o spui, adică am văzut niște modele de asincronicitate între, de exemplu, ai un search, un input search și în timp ce scrie omul să faci un alt call și te aduci cu tine search termul ăla. Dacă search termul ăla faci un observable la rândul lui, poate un subject care se emită, tu ai foarte mare control să nu faci 5.000 de request-uri, plus că nu se întâmplă niciodată să ai concurencitatea respectivă la result. Și ai și am subscribe pentru că nu, tot ce pui parte de Rx foarte bine implementat la nivel de template, deci nu trebuie tu să faci subscribe, am subscribe de componentă, are grijă Angular de tot. Mm-hmm. Asta e un pic mai simplu, dar pentru anumite... Așa, și vreau să mai zic de a doua chestie pe care am făcut-o. Avem, practic, un fel de... se numește Research Safe Queue. Adică aveam cazuri unde aveam